Polițista de 22 de ani, care în vara anului trecut a urcat beată la volan și a provocat un accident rutier în orașul Sângera, soldat cu un deces, va sta 4 ani după gratii. Decizia a fost luată astăzi de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a hotărât că tânăra își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis. Atât avocatul inculpatei, cât și apărătorii părții vătămate vor contesta decizia la Curtea de Apel. Se stabilește pedeapsă sub formă de 4 ani închisoare cu executare pedepsei în penitenciar pentru femei de tip deschis cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Asta nu e măsură luată în primul rând pentru așa o infracțiune. I s-a dat și din major, data trecută i s-a pronunțat 6 ani, s-a scăzut la 4 la minim. Unde s-a mai văzut pentru o viață omenească să dai nu destul cât de tip liber, de tip deschis, dar și s-o tăie din termenul care i s-a dat. O să contestăm, nici nu se discute. Tânăra condamnată nu a comentat decizia instanței. Polițista de 22 de ani, sub ofițer superior în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, a fost suspendată din funcție. De ce ați urcat băută la volan? Cum comentați decizia instanței? Referitor la faptul dacă am să contest sau nu, urmează ca eu în calitate de procuror sau colegii, că noi, ținând cont că în prezenta cauză penală a fost creat un grup de procurori, să analizăm partea motivatoare a acestei sentințe și după ce va fi analizat partea motivatoare a acestei sentințe, urmează să luăm o poziție referitor la faptul dacă această sentință va fi contestată sau nu va fi contestată în partea penală sau în partea civilă. Din cei 500.000 de lei ceruți inițial drept prejudiciu moral și material pentru tânăra care a avut de suferit în urma accidentului, instanța a dispus încasarea a 150.000 de lei. Mi este foarte greu să comentez o asemenea sentință atunci când acuzatorul a solicitat aplicarea unei pedepse reduse, da, reieșind din situația că a faptului că s-a examinat cauza penală în procedură simplificată și atunci când acuzatorul a solicitat să fie aplicată o pedeapsă în formă de 6 ani, instanța cumva a admis și a aplicat o pedeapsă de 4 ani de zile la o asemenea infracțiune cu așa urmări. Nu știu cum am putea comenta. La fel, instanța a dispus încasarea 310.000 de lei drept prejudiciu moral și material din totalul de 1 milion de lei ceruți de partea apărării în folosul soțului femeii decedate. Instanța nu a admis acțiunea civilă în ceea ce privește încasarea din contul companiei de asigurări a prejudiciului material. Desigur, o să contestăm această sentință, care o considerăm neîntemeiată și nefondată, ori instanța nu s-a expus asupra tuturor solicitărilor. Referitor la pedeapsă, considerăm una prea blândă pentru astfel de infracțiuni. Polițista de 22 de ani a provocat un accident la Sângera în noaptea de 29 spre 30 august 2023. Ea a urcat la volan în stare de ebrietate, iar în urma impactului a murit o femeie de 31 de ani. Două minore, fiica acesteia de 6 ani și sora ei de 17 ani, au ajuns la spital. Testată alcool scopic la locul accidentului, aparatul Dragger a arătat o concentrație de alcool de 0,51 de miligrame per litru în aerul expirat al polițistei.